Bună, dragi copii! Eu sunt Adriana Silvica Lefter și astăzi vom afla despre eclipsele de soare pe înțelesul tuturor. O eclipsă de soare are loc destul de rar. Imaginează-ți că ești în mijlocul unei zile însorite și deodată se face noapte. Te întrebi, unde este lumina? Unde a dispărut soarele? După puțin timp, soarele reapare și totul este ca înainte. Aceasta se poate întâmpla atunci când este o eclipsă de soare. Eclipsele solare au atras atenția oamenilor și au fost consemnate în scrierile vechi. De exemplu, eclipsa solară din 28 mai 585 înainte de Hristos apare în lucrările istoricului grec Herodotus și a provocat încetarea confruntărilor între două națiuni aflate în război, care luptau pentru controlul Anatoliei, Turcia modernă de astăzi, de 5 ani. În timpul bătăliei de la Halis, numită și Bătălia Eclipsei, cerul s-a întunecat brusc pe măsură ce soarele a dispărut în spatele lunii. Soldații au interpretat fenomenul, care părea amenințător și inexplicabil, ca un semn că zeii doreau pacea. Așa că și-au predat armele și au negociat un armistițiu. Mult timp nu au putut fi explicate științific, așa că au apărut o sumedenie de mituri legate de aceste evenimente. În China antică se credea că eclipsele solare apăreau atunci când un dragon celest devora soarele. De aceea, aceștia spuneau că soarele a fost mâncat. Pentru a alunga dragonul, aceștia băteau tobele și făceau zgomote puternice. Indienii credeau că un demon pe nume Rahu dorea să bea nectarul zeilor ca să devină nemuritor, dar a fost prins și decapitat și capul său zboară pe cer și acoperă soarele în timpul eclipselor. Incașii credeau că eclipsele sunt un semn al nemulțumirii și supărării zeului atotputernic al soarelui. Indigenii dintr-un trib credeau că o veveriță neagră și vicleană mănâncă soarele și astfel aveau loc eclipsele. Pentru a o alunga, făceau foarte mult zgomot. Cuvântul eclipsă provine din grecescul eclipsis, care înseamnă dispariție. Este un eveniment astronomic care are loc atunci când un corp ceresc trece prin fața altuia, în acest caz luna, care se poziționează între soare și pământ. Pe o zonă foarte restrânsă de pe glob, luna aruncă o umbră. Are loc o eclipsă solară totală și acolo soarele dispare. În jurul acestei zone, în care se vede o eclipsă parțială, adică o parte din soare. Atenție! Trebuie să țineți minte să nu vă uitați niciodată către soare în timpul unei eclipse solare. Razele vă pot afecta grav ochii. Este necesar să utilizați ochelari speciali. Numeroase studii au scos la iveală comportamentul păsărilor și al mamiferelor când lumina soarelui dispare în plină zi. Acestea au arătat că eclipsa provoacă animalelor o stare de confuzie cauzată de dispariția luminii solare. Cercetătorii au descoperit un al șaselea simț al albinelor care le face să-și schimbe comportamentul nu numai în timpul eclipsei propriu-zise, ci și anterior producerii acesteia. Cercetătorii în timpul eclipsei nu au înregistrat nici măcar un singur zumzet. Albinele pur și simplu au făcut liniște. Nu au zburat, nu au lucrat. Chiar și înainte de producerea eclipsei, aceste insecte s-au aventurat în zbor pe distanțe mai scurte decât în zilele precedente. Femelele cimpanzeu de la un centru de cercetare au încercat să ajungă în locuri cât mai înalte și și-au întors corpurile spre eclipsă. Fermierii au observat că vitele se îndreaptă direct spre staul, indiferent de momentul zilei în care eclipsa e totală.
Broaștele devin gălăgioase atunci când soarele e blocat complet de lună. Girafele au început să alerge în timp ce soarele dispărea. Odată ce lumina a revenit, ele au revenit la comportamentul lor obișnuit. Schimbarea bruscă de atmosferă și climă îi poate face pe unii câini să fie mai alerți și mai agitați atunci când are loc o eclipsă. Vrei să afli când au avut loc aceste eclipse sau când vei putea să vezi o eclipsă de soare? Completează tabelul următor cu datele găsite de tine pe internet despre eclipsele care au avut loc sau vor avea loc pe teritoriul României. Oprește filmul pentru a copia în caietul tău tabelul. Știați că sunt între 2 și 5 eclipse pe an? Cea mai lungă eclipsă solară a durat aproape 7 ore și jumătate? La polul nord sau polul sud nu se pot vedea eclipsele de soare totale? O eclipsă solară totală are loc la aproape 1 an și jumătate distanță una de alta? La revedere!